Universitatea Agora din Oradea, România, a fost gazda unei conferințe internaționale, Minoritățile naționale și drepturile omului, organizată de Universitatea Agora, Centrul de Informare Europeană Europe Direct, Agora. În deschiderea conferinței, președintele Consiliului de Administrație al Universității Agora, domnul profesor universitar Mișu Jean Manolescu, a prezentat Universitatea Agora, iar doamna conferențiar universitar Alina Angela Manolescu, președintele al Centrului Europe Direct Agora, a moderat evenimentul. În cadrul conferinței au avut loc de asemenea lansări de carte. Conferința este extrem de importantă, spunem noi, pentru că, având în vedere bunele practici în ceea ce privește tratamentul minorităților din România, faptul că România constituie un model la nivelul european în ceea ce privește minoritățile, drepturile acestora, respectarea drepturilor minorităților, faptul că toate minoritățile românești sunt reprezentate la cel mai înalt nivel în Parlamentul țării, ne obligă și pe noi, lumea academică, să încercăm să facem un schimb cultural între diversele minorități. Oradea este un oraș multicultural, un oraș în care locuiesc împreună multe minorități. Cea mai numeroasă după majoritatea românească este minoritatea maghiară, dar avem o importantă minoritate slovacă, avem minoritate evreiască, italienească, rusă, ruteană și așa mai departe. Și aceste tipuri de conferințe oferă prilejul de a ne cunoaște mai bine între noi, de a împărtăși tradițiile, de a ne bucura de obiceiurile, și de a le cunoaște și de a le aprecia, obiceiurile, tradițiile, costumele, cultura diferitelor minorități, astfel încât, cunoscându-ne mai bine, să putem să conviețuim în continuare la fel de bine ca și până acum. Profesorul universitar Radu Carp și-a lansat două cărți. Prima, Dreptul public, perspectiva comparată și analiza politică, o intersecție necesară. Doi, Politograma, incursiuni în vocabularul democrației. Iar profesorul dr. Romaniuc Paul, profesor de limbă și literatură ucraineană, a lansat în colaborare cu Mihail Lauruc, președintele Uniunii Rutenilor Subcarpatești din România, o carte antropologică intitulată Sugestiv, Cununa de aur a Ronei, Comuna Rona de Sus, din județul Maramureș. Narodul așa Chiașco, Vașco. Cartea a fost concepută de mult timp. A fost nevoie de eforturi, dar e pe măsura așteptărilor. E foarte bună. De pe vremurile studenției am adunat folclor, cântece populare, am cântat și eu, am adunat fotografii vechi și treptat s-au adunat multe materiale. Și atunci când domnul Lauruc m-a ajutat să tipăresc, a finanțat ediția. M-a ajutat să studiez în arhive documentele, a apărut cartea. S-a bucurat de succes în lumea întreagă. Am trimis-o în America și Canada. Da. Este o antropologie a celui mai vechi sat rutean din România. Ea pus la Canada, tomu što te knjiga original antropologija najstaršoho najstaros rusenskog sela iz Rumunije. Oradea a fost și este un oraș cosmopolit, locuit de maghiari, români, italieni, germani, evrei. Toți aceștia au contribuit la dezvoltarea orașului și la o parte din bagajul cultural și arhitectural. Și noi românii din Transcarpatia suntem legați sufletește de Oradea și orădeni. Aici, în perioada din 6 decembrie 1940 până în 1 noiembrie 1943, a funcționat Consulatul Regatului României, la conducerea căruia s-a aflat domnul Mihai Marina, originar din Apșa de Jos, personalitate care s-a distins prin acte umanitare în timpul celor de-al doilea război mondial, salvând viețile a sute și sute de evrei. Unul dintre cei mai mari compozitori clasici, Michael Haydn, a trăit și a făcut debutul în muzica mare la Oradea, pe atunci parte a Imperiului Habsburgic. Tot aici s-a născut și Bernard Munkácsy, care a fost un lingvist orientalist și etnograf maghiar de origine evreiască și s-a specializat mai ales în cercetarea limbilor fino-ugrice. A fost membru al Academiei de Științe a Ungariei. Oradea este orașul în care creștinismul este întâlnit sub diversele sale forme de manifestare, de la ortodoxi, greco-catolici, romano-catolici, reformați și neoprotestanți, concretizat în numărul mare de lăcași de cult. Că noi, românii, care suntem creștini, într-adevăr, dintotdeauna,
suntem creștini ortodoxi, ne-am bucurat că rutenii, într-adevăr, nu numai că sunt ortodoxi, dar totodată sunt și mari creștini. Știu să păstreze tradițiile lor creștine, știu să păstreze și să respecte biserica, știu să respecte cuvântul lui Dumnezeu. Din cuvântul preasfințitului părinte vicar, vă rog să mă credeți că am rămas impresionat de modul și de eleganța cuvântului pe care l-a adresat și de modul cum a știut să adreseze cuvinte frumoase tot asistenței. M-am bucurat că a spus, într-adevăr, s-a adresat cu cuvântul de frați. Așa este. Suntem frați din punct de vedere al religiei. Și cu rușii suntem frați din punct de vedere al religiei. Cu ucrainienii, cu bulgarii, cu sârbii. Dar parcă uneori ne desparte ceva. Acel ce desparte ceva, cred că numai Dumnezeu poate face să dispară. Ca într-adevăr să trăim în deplinătate, în colaborare, respectându-ne, fără a fi unii pentru alții o povară. Vă rog să mă credeți că mi-a plăcut cuvântul domnului profesor Loruc, care a fost un cuvânt de suflet. Cuvântul domniei sale a inspirat multă trăire sufletească. Am putut să văd din cuvântul domniei sale un adevărat român, un adevărat rutean, care știe să respecte pe toată lumea. Și acel respect pe care domnia sa îl poartă, ca reprezentant, aș putea spune, al rutenului, este formidabil. A venit aici cu fata domniei sa și cu băiatul. Vă rog să mă credeți că a impresionat prin sinceritatea lor, prin simplitatea lor, prin eleganța lor, prin tot ceea ce a însemnat respectul pentru istorie, respectul pentru tradiție. Au căutat de pe unde au vrut ei ca să aducă la lumina ascultătorilor și ceea ce are mai frumos și mai sfânt, într-adevăr, comunitatea ruteană. Am putut, într-adevăr, să văd și pe domnul profesor Paul Romaniuc, cu o carte extraordinară, chiar dacă este în catrene, care vrea să ateste, într-adevăr, originea rutenilor pe meleagurile României. Ați fost și sunteți niște oameni extraordinari. Cât voi trăi, veți rămâne la sufletul meu ca niște oameni minunați. Niște oameni care ați adus un plus că oamenii, indiferent de limbă, indiferent de etnie, trebuie să trăiască în pace și prietenie, așa cum spune și, într-adevăr, cuvântul lui Dumnezeu. Ce frumos spune Dumnezeu și ce spune în Cartea Afacerii, atât de frumos, când, într-adevăr, a spus că oamenii nu pot să izbândească decât numai împreună, cu multă credință față de Dumnezeu. Pentru strădanile și pentru eforturile depuse de către toată comunitatea, de către toată echipa care l-a susținut pe domnul profesor Loruc, nu pot să vă spun din tot sufletul felicitări. Să vă adresez mulți ani, sănătate și adresați tuturor rutenilor și ucrainenilor din partea noastră a românilor, cele mai bune gânduri. Eu sunt militar de care peste 35 de ani am slujit armata sub drapel. Am gradul de general. În tot ceea ce am făcut, am fost învățat și, bineînțeles, și educat de către neamul și poporul meu să respect pe toți oamenii, pe toate popoarele lumii. Am fost învățat de așa manieră să nu am ură față de nimeni. Să respect pe toată lumea, dar în același timp să cerem tuturor să fim și noi respectați. Românii niciodată nu și-au dorit o palmă de pământ de la nimeni, absolut deloc. Și ei și-au dorit, într-adevăr, și-au dorit să fie păstrată independența lor, teritoriul, integritatea teritorială, religia lor și tradițiilor. Românii sunt toleranți, știu să-i respecte pe ceilalți și toleranța lor a făcut ca, într-adevăr, să fie apreciați în lume. Faptul că am fost primiți cu întârziere în Europa, să știți că noi am fost în Europa, n-a trebuit să fim atât primiți atât de mult. Dar acestea sunt datele istoriei. Capcanele istoriei sunt multe, dar noi trebuie să le învingem și nu le putem învinge decât numai împreună. Tradițiile specifice, religia fiecărei etnii, obiceiurile, fac ca urbea situată pe malul Crișului Repede să se îmbine armonios oferind elemente de multiculturalitate și multiconfesionalitate unice, ceea ce îi conferă caracterul de oraș european. Și unde, dacă nu într-un oraș european, se poate pune în discuție problema minorităților și drepturilor omului?